Deși în minoritate, omniprezența a oferit câștigătoarelor buchete de flori și au recunoscut că femeile sunt importante în toate domeniile de activitate. De asemenea, antreprenoarea și scriitoarea Catrinel Zaharia le-a reamintit doamnelor cât de important este să știi să fii femeie. Suntem la începutul primăverii, primăvara apar flori, sunt foarte multe flori aici, dar toate colegele de viața noastră, toate partenerele, toate sexul frumos făcut pe pământ, sunteți noastră și cu emoții vă fericit în această seară. Vă doresc să rămâneți la fel și timpul să nu-și pună amprenta peste chipul noastră, peste felul noastră de a fi, peste gingășia noastră pentru, și toate la un loc se cheamă dragostea pentru noastră, pentru femei. Am lucrat 17 ani în mediul corporatist, am fost 8 ani director de sucursală bancară, am coordonat colective de diverse dimensiuni, însă la un moment dat, în varul 2013, am făcut o schimbare profundă și majoră în viața mea. Am ieșit din mediul corporatist și am intrat în mediul antreprenorial, mi-am început afacerea împreună cu soțul meu, și mi-am ales ca misiune personală și profesională aceea de dezvoltare a femeii. Dezvoltare personală și profesională. Am o respect deosebit pentru doamne, pentru femei. Cred că Angela poate să confirme de la locul faptului acest lucru. Și sigur că această idee de șansa femeilor în societate este promovată de 10 ani zile de Angela. Acum împreună cu Caterina și o felicit pentru tenacitate și pentru performanțele pe care le are. Este clar că avem multe doamne care fac performanță. La primărie, majoritatea salariatelor sunt doamne și am o foarte bună colaborare cu ele. Domnule prefect, vă rugăm să mânați buchetul de flori doamnei Angelica Fădor. Fiecare câștigătoare are și câte o baghetă magică. O baghetică magică, simbolică. Vreau să vă spun că mă bucur nespus de mult că sunt în această seară în mijlocul dumneavoastră și țin în mod deosebit să felicit doamnele organizator pentru ceea ce au reușit să facă. Atunci când vine vorba de administrație, toată lumea cred că se referă la conducere, în general. Însă noi, doamnele care lucrăm în administrația publică, fie locală, fie centrală, știm că, de fapt, este vorba de o muncă mult mai laborioasă, este vorba de mult suflet și, în plus, este vorba de o echipă care ne ajută de fiecare dată în momentele dificile. De aceea, țin să mulțumesc și echipei mele din Primăria Iacobeni, care în permanență mi-a fost alături. Țin să felicit și toate celelalte colege care lucrează în administrația publică, fie locală, fie centrală. Câștigătoare, domnilor și domnilor, la această categorie este doamna Maria Andru. Modalți! Mulțumesc organizatorilor pentru acest gest frumos și această încununare a succesului. Urez tuturor doamnelor o primăvară frumoasă, multe realizări și împlinit. Desigur, producția nu este ușoară, este un sector destul de dificil, dar am încercat în anii care au trecut, vreo 20 la număr,
să rămânem pe piața sucevană și chiar să ducem numele acestui oraș în toată țara și în toată Europa.